Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ceremonia de investire a primarului și Consiliului Local Pângărești. Festivalul toamnei. Ștafeta roșie a veteranilor Invictus la Bacău. La începutul săptămânii, Pângăreștiul a îmbrăcat haine de sărbătoare, căci primarul Corneliu Alexe a depus jurământul de credință pentru primul mandat, dar și pentru noul Consiliu Local al Comunei Pângărești. La eveniment a fost prezent prefectul Claudiu Ilișanu, dar și vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil. Prin ordinul prefectului numărul 366 din 18-a 2024, s-a convocat ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Pârgărești. Numărul de consilieri validați de către judecătoria Onești prin încheierea numărul 3819 din 16-a 10-a 2024, pronunțat în dosarul numărul 769/270/2024, având ca obiect validarea mandate consilieri 12. Număr de consilieri validați prezenți, 12. Scopul ședinței, constituirea Consiliului Local al Comunei Pârgărești, depunerea jurământului de către primarul Comunei Pârgărești, urmare a alegerilor autorităților publice locale din 9-6-2024. Lucrările ședinței de constituire, în conformitate cu prevederile articolului 116 aliniatul 4 din OUG numărul 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, al căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție, rezultă că cel mai în vârstă consilier local este domnul Galo Ludovic Iacob, născut la data de 26-8-1960, iar cei mai tineri consilieri aleși, domnul Adam Lucian, născut în data de 13-9-1989, și domnul Ioance Emanuel, născut la data de 23-6-1982. Știu că un primar nu are nevoie de multe cuvinte, ci de fapte. De aceea, obiectivele pe care mi le-am propus pentru comuna noastră, le știți deja și toate merg spre scopul principal pentru care am candidat, ca împreună cu dumneavoastră să facem și să avem condiții mai bune de trai. Vă mulțumesc pentru susținere și vă spun că voi fi primar pentru toți, atât pentru cei care m-au votat și mai ales pentru cei care nu m-au votat. De ce? Pentru că nu am reușit să vă conving în alegeri să-mi dați votul. Este datoria mea să vă conving acum ca primar că puteți avea încredere în mine și în realizările care vin. Confruntările politice au trecut. Invit pe toți consilierii aleși să mi se alăture în a lua decizii bune pentru comuna noastră. Lucrurile pe care le avem de făcut în comună le știm așa, încât acum e timpul să ne apucăm de treabă. Vă mulțumesc încă o dată și sper să avem. Doamne ajută! Ștafeta roșie a veteranilor Invictus la Bacău. Ștafeta veteranilor de pe traseul roșu a ajuns în Bacău, marcând un moment emoționant dedicat eroilor care și-au pus viața în slujba României. Voluntarii Invictus au adus ștafeta în oraș, păstrând vie tradiția care amintește an de an de sacrificiul veteranilor de război. Ștafeta veteranilor Invictus, un eveniment ajuns la 11-a ediție, este dedicată Zilei Armatei României și își propune să aducă un omagiu înaintașilor care au luptat pentru libertatea și suveranitatea țării. Manifestarea se desfășoară pe trei trasee, roșu, galben și albastru, reprezentând culorile drapelului național și implică sute de voluntari, civili și militari, care duc mai departe mesajul de recunoștință față de eroii noștri. Sosirea în capitala Bacău, capitala județului Bacău, este o onoare pentru noi, membrii Cultului Eroilor, să avem ocazia și siguranța că veți transmite la finalul ștafetei care o veți depune pe 25
octombrie la Carei, respectele și recunoștința noastră pentru toți eroii care au căzut de-a lungul timpului pe teritoriul României și în țările unde au fost sub comandă în războaiele de întregire a României. Capitala Bacău, în perioada octombrie 1916-1917, a fost capitala rezistenței și victoriilor întregirii naționale. În acel moment de cumpănă grea pentru țara noastră, în care statul era în pericol de a fi desființat de agresiune imperialistă, armatele române, sub comanda generalului Constantin Prezan, în campania de 1916, și a generalului Alexandru Averescu în campania de 1917, a făcut să răstoarne toate calculele Imperiului din vest de a cuceri și desfința statul român. Ceremonia de predare-primire a ștafetei a avut loc în fața instituției prefectului județului Bacău, în prezența oficialităților și a unei echipe de voluntari formată din militarii bazei 95 aeriană erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu, cultul eroilor Bacău și membrii garnizoanei Bacău. Domnule comandor, vă predau ștafeta roșie în onoarea eroilor neamului românesc. Domnule comandor, preiau ștafeta roșie în cinstea eroilor neamului românesc. A eroilor neamului nostru, atât unitari și civili, nu neapărat militari încadrați în Ministerul Apărării, cât și în celelalte categorii, în celelalte instituții din Sistemul Național de Apărare. Este foarte important, dragi copii, să ne aducem aminte că această țară, așa cum o avem astăzi, a fost făurită prin sacrificiul multor oameni de-a lungul timpului. Și aș încheia, înainte de dictonul Invictus, aș încheia cu citatul: avem o singură patrie, restul sunt doar țări. Cu gândul că eroii și înaintașii noștri și istoria națională merită prețuite la adevărata lor semnificație. Și jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău s-au alăturat cu mândrie ștafetei veteranilor Invictus 2024. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău au răspuns prezent invitației ștafeta Invictus, iar astăzi, alături de militari, sportivi de performanță și alți amatori, vor alerga pentru memoria eroilor români care s-au jertfit pentru țară și pentru libertatea noastră până în județul Neamț. Ștafeta Invictus este o echipă frumoasă, unită, care luptă pentru memoria eroilor români. Ștafeta a depus o coroană de flori la cimitirul eroilor, după care a continuat traseul său către Piatra Neamț, urmând ca pe 25 octombrie, de Ziua Armatei României, să ajungă la Monumentul Ostașului Român din Carei, unde va avea loc ceremonia finală. Curtea Școlii Gimnaziale Alecu Rousseau din Bacău a fost plină de voie bună, marcând cea de-a doua ediție a Festivalului Toamnei. Evenimentul a adunat elevi, părinți și profesori, oferind o varietate de produse tradiționale pregătite cu drag de comunitate, decorațiuni de toamnă și activități menite să îmbine bucuria sezonului cu generozitatea. Fondurile strânse vor fi donate Centrului de Îngrijiri Paliative Lumina, iar o parte vor susține proiectele școlare ale elevilor. Festivalul Toamnei, un eveniment de o mare anvergură, este uimitor și pentru noi cum ne-am unit în jurul unui scop nobil. Sunt onorată să fac parte din această comunitate locală minunată. Vreau să le mulțumesc părinților școlii, elevilor, cadrelor didactice care s-au implicat și au rupt din timpul lor pentru organizarea acestui eveniment și nu în ultimul rând invitațiilor și partenerilor noștri, Inspectoratului de Jandarmi, Parohiei Gherăiești, DJ Chip, care ne-a asigurat sonorizarea astăzi, și tuturor celor care au contribuit cu puțin sau cu mai mult în organizarea acestui eveniment. Atmosfera a fost completată de prezența Jandarmeriei Bacău, care a propus jocuri educative și sesiuni despre siguranța personală, consolidând relația dintre copii și autorități. Invitați special, precum părintele Epure Ionuț, au încurajat responsabilitatea socială și sprijinul comunitar, subliniind valoarea solidarității. Nu
Unul dintre obiectivele importante ale jandarmilor băcăuani este de a asigura siguranța elevilor, dar poate cel mai important este să le arătăm că suntem alături de ei în orice moment, cu prietenie și cu multă apropiere. Astăzi, jandarmii băcăuani au pregătit multe activități interactive, au prezentat materialele și tehnica din dotare și au desfășurat sesiuni educaționale privind siguranța personală. Am venit cu toată bucuria, cu toată dragostea. În schimb, aici, în curtea școlii, într-adevăr, ne s-au mărit inimile văzând aceste fețișoare frumoase a copilașilor. Noi ne-am obișnuit ca în școală să fie o ordine și o disciplină, tot să stea în băncuțe și poate socializarea aceasta să fie doar sub o formă de vacarm în pauze. Dar iată că astăzi, aici, are loc și biserica și celelalte instituții ale statului și prin școală înțelegem noi că formăm o lume mai bună prin prezența noastră aici. Și sigur, a centrului nostru de catehizare, Sfânta Tecla, nădăjduim ca să continuăm întrunirile noastre, activitățile frumoase, alături de școală și sigur, folosind aceiași copii, aceleași minți care trebuiesc formate și înălțate. Fiecare stand a fost dovada vie că mica școală de cartier a devenit familie, că o echipă are valoare și idei bune doar colaborând în armonie și că fiecare este un membru important în ansamblul școlii. Am regăsit și pe cei mai mici entuziaști, preșcolarii de la grădinițele cu program prelungit numărul 27 și numărul 30, care au demonstrat, dacă mai era cazul, că inimile mici cuprind în emoție și dăruire ideile bune ale celor mari. Avem nuci, pere, brioșe și semințe de dovleac. La ce preț le ai? Brioșele 2 lei și o pungă de nuci 3 lei și merele tot 2 lei. Da, este foarte frumoasă. Păi îmi place că se adună toată lumea și e o atmosferă foarte frumoasă. Cu corulețe, cu plăcintă cu măr, plăcintă cu brânză și... Le-ai făcut tu? Eu cu mami. Ce înseamnă festivalul toamne pentru tine? O festivitate unde vine cât mai multe chestii naturale făcute acasă și facem toată lumea să se bucure așa cum putem de acasă și ajutăm copiii nevoiași cum putem. Asta voiam să te întreb. Ce veți face cu bănuții pe care o să-i adunați? O să ajutăm copiii nevoiași. O activitate foarte frumoasă și distractivă pentru noi și ne ajută oarecum să... Educație financiară. Da, 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 da. Ce veți face cu bănuții pe care o să-i strângeți? Jumate din ei vom dona la Centrul Lumina pentru copii, iar jumate din ei vom vedea... Festivalul a fost o adevărată punte între generații, un prilej de colaborare și de împărtășire a tradițiilor și emoțiilor. Toți cei prezenți așteaptă cu nerăbdare următoarea ediție, acest eveniment devenind o tradiție de suflet în micul cartier din Bacău. Orașul Dărmănești a fost duminică 20 octombrie în haine de sărbătoare, când primarul Toma Constantin a depus jurământul de credință pentru al treilea mandat și a reafirmat angajamentul privind continuarea proiectelor de dezvoltare socio-economică ce va duce la creșterea bunăstării comunității de pe Valea Uzului. Evenimentul s-a desfășurat în piațeta orașului și au fost prezenți numeroși prieteni și apropiați, printre care s-a aflat și deputata de Bacău liberală Cătălina Ciofu. Pentru un om politic, cel mai greu este să-și dovedească credibilitatea, iar dumneavoastră, în ultimare, ați dovedit-o din plin și se vede după rezultatele pe care le-ați obținut în urma alegerilor, că oamenii din comunitate vă consideră un om credibil, ați dovedit că sunteți implicați, că vă depuneți toată experiența în folosul comunității, nu v-ați calificat la locul de muncă, ați venit cu o experiență puternică în casa, în spate, atât administrativă, cât și în domeniul liberal, așa, al unui om de afaceri. Și vă felicit din tot sufletul. A fost pentru mine o onoare și o mândrie să vă pot fi partener pe cât a fost posibil în toate proiectele pe care le-ați avut. Și voi fi oricând alături de dumneavoastră și de comunitate. Mult succes înainte și să reușiți să îi țineți aproape de pe oamenii comunității și să faceți echipă împreună cu Consiliul Local și rezultatele să fie de măsură. Vă felicit din tot sufletul. Mult succes mai departe! Dragă prietene, domnule primar, astăzi, în primele minute ale noului mandat, distins prezidiu, stimați consilieri locali,
dragi dărmăneșteni, dragi invitați, da, eu aș vrea să vin așa mai aproape cu un discurs de suflet și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat, cel puțin mie, minte pentru decizii bune în trecut. Prietenilor mei, domnului primar Toma, domnului primar Vieru, fapte bune, că de la o decizie până la fapte e de uneori calea lungă, la ei se măsoară în fapte, ceea ce s-a văzut și au văzut locuitorii comunităților, fiind realeși și cu un scor bun, foarte bun uneori. Este mare lucru să fii primar. Și am spus-o și o repet de ori câte ori am ocazia, mai ales în astfel de zile festive. Cea mai mare bucurie și cea mai importantă funcție pe care am deținut-o a fost aceea de primar. Nimic nu se compară cu vorba caldă a unui cetățean care strânge mâna, care îți mulțumește pentru ceea ce ai făcut. Atunci când te dojenește că mai ai de făcut și te motivează ca a doua zi să te apuci de un nou proiect, este, cum vă spuneam, cel mai frumos lucru. Mai presus de toate, ne leagă o prietenie veche și îmi doresc, așa cum spuneam mai devreme, în calitate de fost, poate și de viitor, astăzi trăind în prezent, să vă doresc să fiți sănătoși, să împliniți cât mai multe din gândurile cetățenilor, să fiți alături de oameni, pentru că cel mai important este în decizia noastră cetățean. Dacă toate deciziile noastre le-am luat având în vedere impactul asupra cetățeanului, eu vă spun că toate ar fi bune. Vă felicit, vă urez mult succes, multă sănătate și Doamne ajută, spor la treabă în continuare pentru a realiza cât mai multe lucruri frumoase în comunitate. Sâmbătă 19 octombrie, de la ora 12, la Biblioteca Municipală Radu Roseti Onești, a avut loc lansarea volumului intitulat Profesioniștii noștri, numărul 45, Maria Dohotaru, cu sufletul la carte, o ediție îngrijită de către dr. Ioan Lăcătușu și Eric Mihail Broaner. Volumul este dedicat unui profesionist de excepție din domeniul editării și tipăririi cărții, doamna Maria Dohotaru, managerul tipografiei și editurii din Onești, care avea și ea o istorie destul de recentă, 97, deci al șaselea an de activitate. Primul contact, deci a fost cu doamna, care m-a și invitat și atunci mi s-a deschis apetitul pentru tot ce ține de tehnica tipografică, de secretele marketării, deci de tot ce ține de producția de carte. Atunci am văzut cum arăta tipografia în acela, 2003, deci era până la început, prima presă de tipar. Toate etapele care se parcurgeau, de la impozarea paginilor, pregătirea plăcilor de tipar și până la hărțuire și refilare, legătorie și așa mai departe. Deci am început cu tipografia. Peste 3 ani, în 2006, i-am prezentat doamnei Dohotaru o machetă de carte care era, care depășea gabaritul a tot ce se tiparea pe vremea aceea. Și ca dificultate de tipărire. Era prima ediție a Enciclopediei Ivana Turcu. Și atunci nici nu găseam nici tipografii, nici edituri care să accepte o asemenea provocare. Și doamna Dohotaru a zis, uite, dacă accepți editura noastră, nu vom tipări această carte. Și cartea presupune și multe altele, dacă ne aducem aminte, instruirea pentru legătorie, pentru prima dată, cotorul la rotund, care a devenit familiar, nu? Deci și spre la București, cu legători, cu legători care erau profesioniști în zonă, așa, ca să realizeze volumul respectiv.
Da. În septembrie 2006, doamna Rădătar, alături de mine, editor și autor, a participat, poate, la și alături de colegi și prietenul Virică, la Târgoviște, poate la cea mai, una din cele mai frumoase lansări de carte organizate vreodată, în Palatul Administrativ, unde nici nu mai erau locuri. Deci, lume peste lume. Dovadă cât, câtă bucurie poate aduce o carte. Ea, o lună mai târziu, în octombrie 2006, exact, în această sală, la zilele culturii călineștiene, în prezența academicianului Constantin Ciopraga, era lansată enciclopedia și aici, la Onești. Iar atunci, domnul academician spunea următoare, zice, o carte ca aceasta va rămâne în istorie. De doamne director Maria Lăhătoare, să-i mulțumesc și să-i mulțumim că ne-a primit în povestea domniei sale. După aceea, aș vrea să mulțumesc celor care sunt prezenți aici și care au reușit să facă o comunitate care poate gândim la fel, sper, și au reușit să declanșeze o energie pozitivă pe care o simțim cu toții. Vreau să mulțumesc celor care au vorbit până acum și celor care vor vorbi, fiecare o personalitate de prestigiu în România contemporană, fiecare cu lumea lui, care fiecare dintre noi suntem primiți în lumea Doamnei și fiecare și lumea Doamnei face parte din lumile noastre. Bineînțeles, vorba de doamna aniversată astăzi, doamna Maria Lăhătoare. Doamna Maria Lăhătoare se identifică și se definește cu cartea. Cu cartea cu majusculă. Se identifică și se definește cu familia domniei sale, cu prietenii domniei sale, cu toți care au lucrat, cu toți pe care i-a ajutat. Eu sunt unul dintre cei care a fost ajutat într-un moment de răscruce și fiecare moment poate fi un moment de răscruce de domnia sa și îi mulțumesc și rămân recunoscător. Acum, dacă îmi permiteți, am să citesc un mic eseu care este, de fapt, un poem în proză dedicat aniversarii noastre, doamna Maria Lăhătoare. Eseul meu se intitulează Maria sa, doamna Maria. Am scris câte ceva, prea puțin, probabil, despre doamna Maria Lăhătoare și de câtva timp îmi place să o numesc Maria sa, doamna Maria. Așadar, aș fi vrut să spun doar un cuvânt, dar noi oamenii nu avem acces și nu avem putință de a spune un cuvânt. Acel cuvânt, cuvântul aborigine, numai tot puternicul, Pantocratorul poate spune acel cuvânt și universul se naște. Noi spunem prea multe cuvinte, de aceea există postul tăcerii pe care puțin îl respectă. Se vorbește într-adevăr prea mult și se spune prea puțin. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Luni 28 octombrie, vremea înregistrează ușoară tendință de încălzire, iar cerul va fi parțial senin. Maxima zilei ajunge până la 14 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. Marți 29 octombrie, vremea înregistrează ușoară tendință de încălzire. Cerul va fi senin, maxima zilei nu va trece de 15 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 8 grade Celsius. Miercuri 30 octombrie, vremea se menține caldă pentru această perioadă a anului. Cerul va fi parțial senin, maxima zilei va ajunge până la 14 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 8 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!